Șoseaua de centură a municipiului Rădăuți va avea o lungime de 16,5 km, va traversa mai multe unități administrative și va fi împărțită în patru tronsoane care fac legătura între drumurile naționale. Șoseaua de centură va fi construită de o firmă din Bacău care a semnat la Suceava cu reprezentantul Direcției Regionale Iași, ACNADNR, contractul de execuție a lucrării în valoare de 82 de milioane de lei. Până în prezent s-a lucrat la partea de expropiere, urmând ca în cursul anului să se termine lucrările individuale de cadastru. Obiectivul de investiții centura municipiului Rădăuți are o lungime de 16,579 km, traversează mai multe unități administrativ-teritoriale, Rădăuți, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus și Volovăț. Este împărțită în patru tronsoane care fac legătura între drumurile naționale. Până în prezent, să spunem ce, până în prezent, deci s-au făcut lucrări referitoare la partea de expropiere, respectiv întocmirea documentațiilor cadastrale pentru coridorul de expropiere, urmând ca în cursul anului, din finanțarea care a fost primită de la guvern, societatea de cadastru să termine și lucrările individuale de cadastru, urmând ca să se emite hotărâre de justă despăgubire pentru persoane care, ale căror terenuri sunt afectate de coridorul de expropiere. Aș mai vrea să menționez că există autorizații de construire emise de Ministerul Transporturilor și așteptăm finanțare pentru începerea execuției centurii, investiții centura municipiului Rădăuți pe tronsoane. Principalele tronsoane care interesează persoanele, locuitorii municipiului Rădăuți, fac legătura între DN2H și DN17A, respectiv calea Bucovinii, calea Cernăuți și calea Bucovinii Ștefan cel Mare. Persoanele care vor avea terenul ocupat vor fi despăgubite conform legii în vigoare. Care este numărul persoanelor de la care s-a cumpărat teren? Nu s-a cumpărat teren, vor fi deci despăgubiți conform legii. Conform hotărârii de guvern sunt mai multe, un număr mai mare de persoane sunt cuprinse în hotărârea guvernului numărul 175 din 13 martie 2012 și se referă la un număr de 556 de persoane. Suprafața expropiată este de 406.851,81 m², iar valoarea de despăgubire totală a terenului este de 222.278,902,32 lei. Responsabil pentru această lucrare a fost desemnat domnul Simion Sticleț, viceprimar al municipiului Rădăuți, dar și domnul inginer Marius Tkaciuc. Deci din partea primăriei a fost desemnat domnul viceprimar Sticleț Simion, care va face parte din hotărârea privind justa despăgubire pentru terenuri, iar din partea biroului de din partea compartimentului de fond funciar am fost desemnat eu, inginer Tkaciuc Marius, să sprijin realizarea acestei investiții. Ministerul Transporturilor a emis deja autorizație de construcție, iar după ce vor fi terminate toate procedurile, vor începe și lucrările, cel mai probabil anul viitor.